Pompierii și-au sărbătorit ziua printr-un ceremonial militar în centrul orașului. Zeci de sibieni, dar și oficialități locale au luat parte la manifestări. Au fost prezentate mijloacele din dotare și au fost înmânate diplome și cupe pentru câștigătorii concursurilor organizate de Ziua Pompierilor. La sfârșitul manifestărilor, membrii ISU au donat sânge în cadrul campaniei Din Inimă pentru Inimi. De asemenea, 4 angajați ai ISU au fost înaintați în grad. Se înaintează în gradul următor, în gradul de primar ajutant șef, plutonier, ajutant Chiș, Zoltan Sorin, în cadrul inspectoratului pentru violența vreţului Sibiu.